Controlele oftalmologice sunt oferite în perioada 27-31 mai. Medicul din Statele Unite spune că acestea vor fi disponibile gratuit pentru toți navodărenii, evident în limita timpului disponibil. De luni până vineri, inclusiv în fiecare zi de la 8 la ora 16, cu o pauză de masă la prânz, un doctor din Statele Unite, împreună cu echipa lui, va avea consultații gratuite și ochelari pentru toate vârstele. Bineînțeles, asta în cazul în care se potrivesc ochelarii, pentru că va veni cu o plajă de ochelari care sunt mai comuni, dar și chiar dacă nu ar fi ochelari, dar o consultație de specialitate este foarte bună, este unul dintre medicii specialiști foarte buni din Florida și este pentru a treia oară în România, chiar a treia oară la noi aici, în Năvodari. Cu vreo șase ani în urmă a fost la clinica din oraș și acum vine cu mai mulți medici, dar de data aceasta va veni doar dumnealui. Oftalmologul Kevin Land din Lakeland, Florida, va oferi, pe lângă consultațiile gratuite și ochelari celor care vor fi depistați cu probleme.